Hello, mă numesc Adelaida Perjoiu, sunt actrița a Teatrului Municipal Bacovia. Am terminat cursurile de actorie, master și licență la UNATC, licență la clasa domnului Doruana, licență Tania Filip Gelu Colceag. Master? Cred că l-am încurcat. Master Tania Filip Gelu Colceag, licență Doruana. Ai, deja am îmbătrânit. Așa, sunt actrița Teatrului Municipal Bacovia de 6 ani, unde joc în Prenumele de Alexandru Patie și Matthew de la Port, în regia lui Răzvan Săvescu, o comedie foarte haioasă, despre political correctness, pe locuri. Mai joc în Unchiu Vanea, Elena Andreevna, bineînțeles, în regia lui Miniței Țâcu, aici cred că nu mai trebuie să descriu nimic, că toată lumea are măcar o vagă idee. Joc în Vârciorova Carantină, după Matei Milo și Vasile Alexandri, prelucrat de Cătălin Ștefănescu, pe muzica Adei Mile, în regia lui Alexandru Dabija. Aici ar fi așa de multe de spus. Unde joc Chiriță, joc Luluță, jucăm de toate. Mai joc în Amfitrion 38, în regia lui Horia Surlu, scris de Jean Giraudoux. Care este unul din scriitorii mei preferați, Jean Giraudoux, pe care îl iubesc, dar pe care nu mi l-aș fi imaginat că poate fi pus în scenă, pentru că este foarte, foarte complex. E foarte complex. Este o plăcere să-l citești, este o beție a tuturor simțurilor tale intelectuale, dar am crezut că nu poate fi adus atât de viu pe scenă. Însă Horia se pare că a reușit. Este un spectacol care cred că va satisface cam toate categoriile de public. Are și acțiune, are și fantezie, are și dramă, are și iubire, are și comedie. Deci le are pe toate, plus multă, multă apă. Bun. În București joc la Teatrul Metropolis, în spectacolul Paganini, scris și regizat de Mick Davis, care este iarăși un spectacol care cred că este la fel o beție de toate simțurile, are de toate, pe care îl recomand tot așa cu mare drag. Este joc alături de Tudor Istodor, despre care nu cred că e nevoie să spun foarte multe lucruri, face un rol minunat. Este un Nicolo seducător, vă recomand să veniți să-l vedeți. Sigur, din distribuția Paganiniului fac parte cam toți actorii pe care am admirat de când mă știu. De la Sandu Mihai Groia, la Claudiu Bleonț, Elvira Deatcu, Gelunițu, Ana Ciontea, Virginia Rogin, fai. Deci e o bucurie doar așa să fiu pe acolo. La TV, joc în serialul Ai Noștri, care se difuzează în fiecare joi seară pe Pro TV, de la ora 9, unde iarăși am o mare bucurie de a mă întâlni cu doamna Emilia Popescu, cu doamna Gabriela Popescu, cu domnul Teodor Corban, Constantin Pușcașu, Vlad Logigan, Cristina Mihăilescu, Letiția Vlădescu, Tfai, Marin Grigore, deci acolo o nebunie, o fantezie, care sunt sigură Andrei Huțuleac, să nu-l uităm, că anul ăsta s-ar putea să iau un ITR-ul. Doamne ajută, ai noștri! Vă aștept la toate acestea și în speranță că vor fi și mai multe la care să vă tot chem și să nu se mai termine niciodată nicio filmare, doar cu prezentarea a ceea ce urmează să fac. Ok.